Dimineața la ora 9, frații milionari Andrew și Tristan Tate au fost aduși împreună cu presupusele lor complice la Curtea de Apel București. Niciunul nu a mai vorbit cu jurnaliștii. În timpul ședinței de judecată, o fană a fraților Tate a apărut la Curtea de Apel și a susținut că aceștia sunt nevinovați. Despre viață sunt foarte importante. Te cunosc personal și sunt niște oameni extraordinari. Și am venit să-i susțin și voi susține în continuare. După 4 ore de audieri, avocatul lui Andrew a declarat că acesta nu vrea să fugă în Dubai, așa cum ar reieși dintr-o stenogramă, ci se pregătește să-și facă niște analize medicale. Nu a fost nicio intenție de a lui Andrew de a pleca în mod fraudulos pe teritoriul Dubai. Se reține faptul că își pregătește niște analize pe o stare de sănătate șubredă preexistentă, cu o scrisoare medicală a medicilor din Dubai, unde se arată foarte clar că starea lui de sănătate este pusă sub semnul întrebării și evoluția acestei stări de sănătate este necunoscută, ușor galopantă. Avocatul lui Tristan Tate susține în continuare că cei doi frați nu și-ar fi obligat victimele să retragă plângerile. A fost o înțelegere total eronată. În permanență clienții noștri nu au cerut altceva decât persoanele respective să aibă posibilitatea și să vină să spună adevărul. Suntem într-un proces de-a dreptul halucinant. Cererea apărătorilor de reaudiere a persoanelor respective. Noi sperăm că am convins judecătorii că 2 luni de zile de arest preventiv pe o asemenea acuzație este mai mult decât îndestulător și necesar. Tribunalul București a decis săptămâna trecută să prelungească mandatele de arestare preventivă pe numele celor doi britanici cu încă 30 de zile. În schimb, magistrații s-au arătat mai îngăduitori cu presupusele lor complice, fosta polițistă Luana Radu și iubita lui Tristan, Georgiana Nagel, fiind plasate în arest la domiciliu. Cei doi milionari sunt acuzați de procurori într-un dosar de viol, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat.